Consilierul local Alberto Caraian, care a apărut gol de sub duș la ședința de Consiliu Local din sectorul 1 de astăzi, și-a dat demisia. Anunțul a fost făcut de Partidul Social Democrat, care însă i-a amintit edilului sectorului 1, Clotilde Arman, că, deși are mai multe motive să-și dea demisia, rămâne încă în funcție. Domnul Bârgău Marian Aurelian. Cel din imagini nu este cel strigat de cea care prezida ședința Consiliului Local al Sectorului 1, ci Albert Caraian. Se pare că bărbatul s-a trezit prea târziu și, de frică să nu întârzie la chemarea colegilor, a intrat online de unde a putut. Prins pe picior greșit, a oprit camera la cererea colegilor, însă când a redeschis-o era în același loc și în aceeași postură. Albert, apreciind dedicarea de a închide camera. După întâmplarea nefericită, Albert Caraian și-a prezentat scuzele, dar a avut totuși puterea să glumească. Tehnica mai joacă feste. Graba, din păcate, și-a spus cuvântul. Îmi cer scuze pentru nefericita întâmplare. Apa caldă era de la propria centrală, ca să anticipez orice întrebări. Scuze încă o dată tuturor, a scris Caraian pe pagina sa de Facebook. Câteva ore mai târziu însă, Albert Caraian și-a anunțat demisia din Consiliul Local al Sectorului 1. În urma incidentului regretabil, din timpul ședinței de astăzi, 24 februarie 2023, a Consiliului Local Sector 1, consilierul local Alberto Iosif Caraian și-a înaintat demisia. În același timp, pentru că și-a dat bani necuveniți din fonduri europene, acuzată de Agenția Națională de Integritate și cercetată de Direcția Națională Anticorupție, Clotilde Armand continuă să fie menținută în toate funcțiile de către USR, a precizat PSD într-un comunicat de presă.